E o bucurie să fim împreună în seara aceasta și vă spun sincer că am mari emoții, nu pentru că trebuie să vorbesc, pentru că asta fac de mai mulți ani. De peste 13 ani vorbesc în public. Nu asta este problema. Atunci când trebuie să transmiți un mesaj din partea lui Dumnezeu, și dacă ești conștient de lucrul pe care trebuie să-l faci pentru Dumnezeu, îți dai seama că ai o misiune importantă. Și atunci lucrurile nu mai pot fi tratate cu ușurință. În seara aceasta vreau să vă spun bun venit tuturor celor care sunteți prezenți în sală. Vreau să îi spun un bun venit în mod deosebit fratele nostru pastor Sorin Trifa, bine ați venit în mijlocul nostru, și domnului profesor David Boyce, care îl însoțește. De asemenea, le spunem un bun venit tuturor telespectatorilor care ne urmăresc în întreaga țară și tuturor celor care ne urmăriți pe internet, pe Facebook, pe YouTube și pe celelalte device-uri pe care le aveți în mână. Dumnezeu să vă binecuvânteze oriunde sunteți și chiar dacă sunteți ascunși, așa cum era ascuns Saul printre vase, atunci să știți că Duhul lui Dumnezeu vă poate găsi și în seara aceasta. Am ales o temă care pur și simplu mie îmi atinge inima de fiecare dată, iar titlul pe care l-am ales pentru seara aceasta mi-a fost inspirat de titlul unei cărți scrisă de Brennan Manning, o carte intitulată Evanghelia Vagabonzilor, în care el îl prezintă pe Iisus, cel care a venit pentru cei neglijați, pentru cei marginalizați, pentru cei dați la o parte de societate, pentru că în creștinismul nostru l-am împărțit pe Hristos, am împărțit învățătura creștină. Am făcut caste, am făcut ranguri între noi, ne-am împărțit în păcătoși onorabili și păcătoși ordinari, când de fapt Dumnezeu spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, când de fapt toți suntem ticăloși, nenorociți, săraci, orbi și goi, când de fapt atunci când ne uităm la Iisus Hristos, ne dăm seama că nu există o deosebire între noi, ne dăm seama că practic prin Iisus Hristos, noi suntem frați și suntem egali. Și în ceea ce privește statutul la care vrea să ne ridice, să avem din nou chipul lui Dumnezeu, și în ceea ce privește nimicnicia noastră. Așa că în seara aceasta vreau să vorbim despre acei păcătoși marginalizați. Știți, nouă ne este ușor să ne împrietenim cu oamenii celebri. Că avem ceva de ciupit de acolo, cu oamenii care arată bine, cu oamenii fericiți, cu oamenii care ne transmit ceva. Însă ne este mai greu să ne împrietenim cu oamenii care sunt marginalizați de societate. La școală, de asemenea, profesorii îi preferă pe cei care sunt olimpici, pe cei care sunt eminenți, pe cei care învață bine. E foarte simplu să lucrezi cu copiii aceștia. Dar e mai greu să lucrezi cu oamenii și cu copiii care sunt atipici, mai încăpățânați, mai puțin talentați și să-i ridici, să ai răbdare, să le explici o dată, de două, de șapte, de nouă ori. Dar tocmai asta face Dumnezeu. Mi-aduc aminte, eram student anul 5 la conservator. Și în anul 5 se făcea practica pedagogică. Spre deosebire de învățământul de clasă, unde se predă la o clasă întreagă de elevi, la secția instrumentală trebuia să predai lecția unui singur elev. Și bineînțeles, mi-am ales un elev și am zis, măi, care este cel mai prăpădit dintre toți? Considerat cel mai netalentat, care nu vine la ore, pe ăla-l vreau. Și proful a râs și a zis, tu nu știi ce vrei. Băi, zice, am unul, eu pușlama, nu vine ăla la ore niciodată. Nu l-am prins anul ăsta decât vreo câteva ore a venit. Și am zis, uite, pe ăsta-l vreau.
Bine, dacă tu ai răbdare să tratezi cu el. Și la un moment dat l-am rugat să mi-l arate, mi l-a arătat, uite ăla este. M-am dus direct la el și am spus, uite, eu vreau ca să fac lecția finală cu tine. Dar pentru asta trebuie să lucrăm o perioadă împreună, câteva săptămâni. Ai vrea? Domn profesor, știți cum e? Eu n-am talent. Eu nu cânt bine la instrument. Nu știu de ce m-ați ales pe mine. Pentru că eu sunt cel mai nepotrivit ca să țineți lecția finală cu mine. Dacă vreți să vă ratați examenul, alegeți-mă pe mine. Zic, eu am încredere în tine. În momentul când i-am spus cuvintele acestea, am văzut cum se aprinde o flacără în ochii lui. Chiar credeți sau îmi spuneți numai așa de curtoazie sau de politețe? Nu, eu chiar cred că tu poți să faci ceva foarte fain și o să facem o lecție frumoasă împreună. Uite, condiția este să vii la ore și să lucrăm ceea ce ți este ție cel mai greu. Și bine, a venit. Săptămâna următoare a venit la oră. Și știți ce s-a întâmplat? N-a lipsit nicio oră. Și vine să-mi spună profesorul, bă, ce faci lu ăsta, mă? Eu mă chinui să-l trag cu cața la ore și la tine vine de bună voie. Și am zis, las că vă spun la urmă secretul. Și am lucrat o oră, două, următoarea săptămână și următoarea săptămână. Și la început a zis, nu-mi iese pasajul ăsta. Și am zis, te-ai gândit vreodată de ce nu-ți iese? Nu. Ia fi atent unde greșești și gândește-te atent de ce greșești acolo. Și bineînțeles s-a gândit el și a zis, uite, la pasajul ăsta ridic prea târziu degetul 4. I-am zis, focusează-te asupra degetului 4 în mintea ta și ridică-l mai repede și a ieșit odată. Zic, mai cânt odată, i-a ieșit de două ori, de trei, de patru. Zic, cum e, poți? Pot. Știți cât de mult a ținut la mine copilul ăla? De câte ori mă vedea, abia aștepta să vină să mă salute. A venit și ziua examenului, a ieșit foarte bine lecția finală. Și după ce s-a terminat, a venit la mine plângând și a zis, domn profesor, să știți că niciodată nu mi-a zis cineva că eu pot să fac ceva cu adevărat serios în viață. Am rămas foarte impresionat. Și i-am spus așa, ce vrei să faci? Nu o să mai dau la fagot pentru că examenul e deja aproape, nu m-am pregătit pentru el și am spus, ok, bun. Vreau să știu un lucru, că tu poți să faci și fagot în viața asta și tot ceea ce îți dorești cu adevărat. Dar niciodată să nu trăiești cu complexul că n-ai fi putut face fagot. Ai fi putut face, dar tu ai ales să faci altceva. Sau pentru că alții ți-au spus că nu poți să faci, tu i-ai crezut. Dar să nu crești cu complexul ăsta, să nu trăiești cu complexul acesta. Și bineînțeles, mi-am mulțumit și s-a dus mai departe la teatru, la altă facultate și a continuat să studieze. Iisus și păcătoșii marginalizați. În Sfânta Carte avem atâtea exemple de oameni care erau dați la o parte de societate. Tu nu poți să faci, ești prea păcătos. Nu vezi în ce mocirlă te-ai afundat. Ești prostituată, ești vameș. Nu, n-ai cum să mai vii să pretinzi harul lui Dumnezeu. Te-ai mânjit atât de tare. Nu ai cum. Și aveau grijă să-i dea la o parte de lângă Hristos. Chiar și ucenicii erau specializați în a-L apăra pe Mântuitorul de păcătoși. Doamne, ăștia nu, chiar n-are rost. E ocupat, are treabă, nu se poate. Până și pe copii îi dădea la o parte. Să ne bate în capul, Doamne, cu copiii, facă atâta gălăgie pe aici. Noi avem treburi importante, avem o misiune de împlinit. Trebuie să mergem în atâtea locuri, să predicăm Evanghelia, să-ți petrești tu timpul cu acești copii. No. În Evanghelia după Luca, capitolul 7, începând la versetul 36, este o pericopă foarte interesantă care vorbește despre
femeia păcătoasă. Bineînțeles că aceste pericope nu există în limbile originale, da, în greacă sau în ebraică, dacă vorbim de Vechiul Testament. Ele au fost puse ulterior și împărțirea pe capitole a fost făcută ulterior pentru a facilita lecturarea textului sacru. Ca să știi unde se termină un capitol, o secțiune, uneori este fericită această împărțire, alteori este puțin mai nefericită. Dar oricum, ca avantaje sunt multe, pentru că te ajută să citești porția aceea de cuvânt fără să uiți unde ai rămas sau să nu mai știi unde ai ajuns cu cititul Sfintei Scripturi. Și aici pericopa se intitulează Femeia Păcătoasă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că un fariseu, nu orice fel de fariseu, a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. E vorba de fariseul Simon. Un fariseu pe care Domnul Hristos l-a vindecat de ce boală? De lepră! Știi ce însemna să fii vindecat de lepră? Era un mare miracol. Unul că boala aceea era incurabilă în vremea aceea, dar din punct de vedere social, din punct de vedere al familiei, erai un om ratat, erai marginalizat, erai dat la o parte. Când te întâlneai cu alți oameni, trebuia să strigi de departe, necurat, stai departe de mine, să nu te contaminezi. Și oamenii din milă mai aruncau din când în când niște mâncare acolo la groapa aceea a orașului sau a satului unde erau. Și acolo Iisus l-a întâlnit pe Simon și a zis, uite, vreau să-ți redau demnitatea, vreau să fii din nou un om normal, vreau să fii din nou în sânul familiei, vreau să fii un om așa cum ai fost înainte, poate mai bun, mai frumos la suflet. Știți ce mi se pare mie foarte interesant? Că noi uităm acel moment în care Mântuitorul se apropie de noi, când suntem dați la o parte, când suntem rupți în sufletul nostru de necaz, de supărare, pentru că alții ne judecă sau poate simțim colții conștiinței. Și uităm momentul acela în care Dumnezeu ne ia cu bunătate în brațe și ne iubește și ne spală de păcat și ne transformăm după o perioadă mai scurtă sau mai lungă, în judecătorii fraților noștri. Și credem că suntem un pic mai buni decât ei. Exact așa cum a făcut și fariseul acesta, care după ce a fost vindecat, l-a chemat pe Iisus să mănânce la el. Un act de mulțumire, nu? O mândrie. Îl chem pe Mântuitorul la mine, la masă. Și bineînțeles că Iisus i-a iubit pe toți, că erau farisei, că erau cărturari, că erau vameși, că erau prostituate, n-a făcut diferența între păcătoși. Și dacă l-au chemat farisei, s-a dus cu farisei, dacă l-a chemat vameși și păcătoși la masă, s-a dus cu toți, pentru că El este Mântuitorul tuturor. Și asta îți vrea să înțelegi în seara aceasta, că este și Mântuitorul tău. Și indiferent ce simți în sufletul tău, cât de mult simți vinovăție pentru ceea ce ai făcut, indiferent cât de nevrednic te simți, trebuie să știi că Iisus este și Mântuitorul tău. Nu există vreo piedică între tine și El. Și asta este vestea bună a Evangheliei. De aceea trebuie să ne bucurăm de Evanghelie. Și iată, în atmosfera aceea frumoasă, că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Imaginați-vă scena. Iisus, fariseul, ucenicii și intră în casă o prostituată. Se așează la picioarele lui Iisus, sparge vasul sau îl desface și unge picioarele cu mir, șterge cu părul capului ei și imaginați-vă în acele momente cam ce se derula în mintea lor. O parte din ceea ce a gândit Simon este relatat aici, dar gândiți-vă cam ce era în mintea ucenicilor. Da, stai un pic că nu mai înțelegem nimic, noi știm pe femeia asta.
Unii dintre cei care erau acolo poate chiar fuseseră clienții ei. Ce se întâmplă? El? Și au început așa să-și pună tot felul de semne de întrebare. Chiar Simon la un moment dat a zis în versetul 39 în sinea lui: omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este, și cred că a pus un accent așa grav, o păcătoasă. Dar el ce era? Noi ce suntem? Atunci când lipim etichete pe oameni și ne place să-i judecăm și să facem niște scenarii în care să simtă cât se poate de umiliți și de loviți în demnitatea lor. Noi ce suntem? Uităm. Uităm că suntem la fel de păcătoși și în momentul acela Iisus, care îi iubea ca pe niște copii și pe unii și pe alții, oarecum la o mică scară îl înțeleg pe Iisus și pe Dumnezeu de când am avut cei trei copii. Poate că și dumneavoastră simțiți același lucru în momentul în care copiii se ceartă. Nu suport lucrul ăla. În momentul în care încep să se certe de la o jucărie, de la, eu știu, o scamă, de la un șervețel, de la temir ce, începe cearta și încep să, uneori chiar să fie violenți. O jucărie cu care nu s-au jucat poate de două săptămâni, în momentul când o ia celălalt, începe să strige, să plângă, aia mea! Sau încep să se jignească. Ce faci atunci ca părinte? Ți-e foarte greu, ți-e foarte greu. Uneori merge cu buna, alteori nu mai cruți nuiaua ca să se regleze, da, conturile. E biblic lucrul acesta, chiar dacă nu trebuie să abuzăm, dar până la urmă sunt și situații în care trebuie echilibrați emoțional. Și în astfel de momente nu suporți ca acei copii ai tăi să se certe. Gândiți-vă ce a simțit Iisus când a văzut răutatea lui Simon față de femeia aceasta și când a văzut că nu-și dă seama că de fapt și el a fost mai nenorocit. Și momentul ăla ar fi putut să îi aplici o mustrare aspră, să-i fi spus: păi bine mă, Simone, atât ai priceput tu din ceea ce ți-am făcut eu. Adu-ți aminte cum te-a scos din groapa aia de gunoi. Adu-ți aminte că erai acolo cu toți boschetarii printre gunoaie, mâncai ce ți-aruncau alții, pâine mucegăită și tot felul de lucruri. Și eu te-am pus în societate, te-am adus înapoi și tu ar fi putut să fac așa. Însă țineți minte un lucru. Nimic nu câștigă pe un om mai mult decât o face dragoste. Poți să ai dreptate 100% în ceea ce spui. Poți să fii foarte elocvent, să ai argumente șlefuite, ascuțite, la firul de păr, să lovești exact unde trebuie și să-l pierzi pe om. Și dacă admiri ceva la Dumnezeu și la Iisus Hristos, este modul în care s-a purtat cu păcătoșii atunci când erau vulnerabili. Chiar dacă erau păcătoși, vameși, prostituate, hoți, tâlhari, în momentul în care veneau la el, nu le mai puneau o cizmă pe gât să spună: păcătosule, nenorocitule, tu știi ce ai făcut, că omul știe ce a făcut. Credeți că oamenii nu știu ce au făcut? Știu foarte bine, Zacheu, când: Doamne, știu, am furat, de 4 ori îi dau înapoi. Nu, și oamenilor acestora Hristos nu le spune nimic despre păcatul lor, pentru că ei nu aveau nevoie să li se reamintească faptul că sunt păcătoși, pentru că ei știau. Ei aveau nevoie și avem nevoie de dragoste, pentru că asta este Evanghelia. Îl iubești pe om, îi arăți dragostea, se deschide. După aceea, Dumnezeu îi arată dreptatea lui și după aia iar îl îmbracă în dragoste. Exact așa s-a întâmplat și în cazul acesta. Spune o pildă. Un cămătar avea 2 datornici, nu 1, 2. Sunt atât de fine aluziile și parabolele, dar țintesc exact unde trebuie, fără ca omul să se simtă lezat.
Ca și cum am pune aici un bufet suedez și fiecare își ia de acolo ce crede că este de cuvință, ce îi place. Dar Mântuitorul a știut exact să țintească unde trebuie pentru ca să aibă efectul dorit. Ar fi putut să-i spună direct, ar fi avut dreptate, era Dumnezeu, avea 100% toate drepturile să facă lucrul acesta, dar n-a făcut-o. Sunt că mătar avea doi datornici, unul era dator 500 de lei, iar celălalt 50 și mințile încep să lucreze. A, zice Simon, eu o să-l cu 50, aia cu 500, a, da, până aici e corect, e bine, Doamne, e ok, eu sunt păcătos onorabil, ea este desfrânată, da, până aici suntem de acord, sigur că da. Dar continuă. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Stai un pic, că nu mai merge. Bă, nu mai merge nici cu îndreptățirea de sine, nu mai merge să-l cumpăr eu pe Dumnezeu. Amândoi n-aveau cu ce plăti, nici ăla cu 50, nici ăla cu 500. Oricât ar fi datoria la bancă, dacă nu o plătești sau la finanțe, imediat s-a pus poprire pe conturi și mai departe încep sechestre, încep toate alealte. Nu contează că este 100 de lei sau 50 de miliarde. Nu contează! Ți-a poprit contul până nu stingi datoria, la revedere. Și Mântuitorul spune, voi n-aveți cu ce plăti, nici tu, nici ea. Este simplu. Pentru că n-aveau cu ce plăti, mântuirea nu se poate plăti, nu se poate cumpăra nici cu imaginea mea de sine, nici cu ceea ce crede societatea despre mine, nici cu banii mei, nici cu nimic, nu se poate cumpăra. Zice, nimeni nu poate cumpăra mântuirea, indiferent cât de mult ar fi păcătuit sau puțin. I-a iertat pe amândoi, spune-mi, dar care din ei îl va iubi mai mult? Și acum, simțindu-se prins acolo, n-a zis cel căruia i s-a iertat, socotesc, adică cred că, să nu se pună direct în față, socotesc că cel căruia i-a iertat mai mult, bine ai zis, cel căruia i se iartă mai mult, iubește mai mult. Și Iisus se întoarce spre femeie. Spune, vezi tu pe femeia aceasta? Îmi place foarte mult cum Iisus îmbină aici și harul și legea lui, dreptatea lui. Vezi tu pe femeia asta? Da, tu zici că este o păcătoasă. Am intrat în casa ta, nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Să știți că de multe ori cu păcătoșii faci mai bună treabă decât cu sfinții. Am ajuns la concluzia asta cu cei care știu păcatele lor și sunt sincer, bă, eu le fac pe față, uite, astea sunt păcatele mele și nu știu de ce oamenii care au păcate mai mari recunosc mai mult că sunt păcătoși și cei care au păcate mai mici, zicem noi în categorisirea noastră, caută să le împopoțoneze, să le scuze, să le căptușească, să cadă cât mai bine imaginea, nu cumva să mă fac eu de râs. Dar ăștia ăla n-au nicio treabă. De asta spunea Hristos, curvele și vameșii merg în fața voastră în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi dați afară. De ce? Pentru că ăștia își văd starea și spun, mă, nu sunt eu pentru asta, pentru că ăsta sunt. Iar voi? Nu. Și chiar asta spune aici Mântuitorul. Uite, vezi, tu zici că ești sfânt, că datorezi numai 50, dar uite, femeia asta mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei, mi-a șters cu părul capului ei, mi-a stropit picioarele cu parfumul acesta scump. Tu nu mi-ai dat nici sărutare, dar ea de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Și apoi spune Hristos, de aceea spun, păcatele ei care sunt multe, nu le trece cu vederea, nu spune, a făcut și ea acolo ceva, știți, Evanghelia asta handicapată, scuzați-mi expresia, dar așa este, în care minimalizez vina păcătosului și zice, a, nu sunt chiar așa de grave, indiferent care ar fi păcătosul, trecem cu vederea. Nu despre asta vorbim. Ci păcatele ei care sunt multe, nu le acoperă, sunt iertate, căci a iubit mult. Iubirea. Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Imaginați-vă ce a simțit femeia aceea în suflet. În momentul când a auzit din partea Mântuitorului că păcatele ei care sunt multe, pentru care conștiința o măcina în fiecare zi, sunt iertate.
Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. De multe ori am stat să mă gândesc, oare ce vrea să spună Mântuitorul aici? Cum adică la unii se iartă puțin, la alții mult? Și vreau să vă întreb, cui se iartă puțin? Cui se iartă puțin? Știți cui? Cui mărturisește puțin. Cui conștientizează puțin. Ălui ei se iartă puțin. Pentru că există aici un paradox. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât te vezi mai păcătos. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, cu atât te vezi mai sfânt și mai bun. Și n-aș vrea să cădem în extrema aia în care unii consideră că trebuie să fim depersonalizați. Nu! În momentul când te apropii de Hristos, Hristos îți redă demnitatea. Da? În momentul în care te vezi prin dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți redă demnitatea. Și cum spune psalmistul, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Îmi pare bine, Doamne, când mă uit ceea ce ai făcut în mine, sunt o făptură minunată. Nu spune, sunt o făptură depersonalizată, plioștită, fără opinii, fără... Nu. Sunt o făptură minunată, pentru că Tu mi-ai redat demnitatea. Și vorbea cineva despre acea umilință senină în doi timpi. Timpul 1, în care te uiți la Dumnezeu și ești copleșit de dragostea Lui, de măreția Lui. Și timpul 2, în care te ridici, îți reiei demnitatea și îl reprezinți pe Dumnezeu și îl lauzi, pentru că te-a reabilitat. Și asta s-a întâmplat și cu ea. Iisus i-a arătat dragoste și apoi a zis, femeie, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă cu el au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Îmi place foarte mult acest moment în care Iisus eliberează. Și sunt multe declarații ale Lui, o să vedem și mâine seară în tema pe care o voi prezenta despre Iisus și păcătoșii infatuați, că în momentul în care cei mândri spirituali îi judecă pe cei căzuți, Iisus nu minimalizează păcatul, dar îi spune du-te și să nu mai păcătuiești. Harul lui Dumnezeu, du-te, te eliberez, te despovărez, te iert, dar să nu mai păcătuiești, dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că altfel tu te degradezi din punct de vedere moral, din punct de vedere fizic. Eu îți ofer harul. Oricine ai fi, oricât de păcătos ai fi, oricât de marginalizat ai fi, Hristos te iubește. Să nu uiți lucrul acesta. Îmi place foarte mult că evanghelistul continuă în capitolul 8 cu introducerea celei de-a doua călătorii misionare în Galileea. Dar este singurul evanghelist care surprinde lucrul acesta și privește Evanghelia prin ochii femeilor. Dacă studiați Evanghelia după Luca, o să vedeți că Luca aduce mereu în focus femeile și Evanghelia pentru ele. De ce? Pentru că erau marginalizate în vremea aceea. Și spune, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele și de boli. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicului Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Cu alte cuvinte, Iisus spune, Evanghelia este pentru toți și pentru cei marginalizați și pentru cei dați la o parte, pentru cei pe care nu-i bagă în seamă nimeni, chiar și pentru femeile acestea păcătoase, chiar și pentru femeile acestea pe care societatea le dă la o parte și spun, n-au desis nimic. În primul rând că sunt femei. Știți care era mulțumirea oricărui evreu? Doamne, te laud că sunt din poporul tău și te laud că nu sunt femei. Da? Aia era mulțumirea lor. Însă Iisus a spus, harul meu este pentru toți cei marginalizați, pentru toți cei dați la o parte, pentru toți cei pentru care societatea nu mai are nimic de zis, pentru toți cei care vor să vină
la mine. Câți dintre noi credem cu adevărat lucrul acesta? Dacă vei crede, Iisus este gata să-ți dea dragostea Lui, harul Său și mântuirea. Nu peste un an, nu peste doi, nu peste cinci, ci chiar acum. Pentru că Iisus a venit să mântuiască ce era pierdut. Amen.